Au trecut mai bine de 130 de ani de când filozoful german Friedrich Nietzsche a declarat: Dumnezeu este Dumnezeu, Dumnezeu este mort. Sau Gott ist tot, în germană, dându-le studenților la filozofie o durere de cap colectivă care a durat din secolul al XIX-lea până astăzi. Este poate una dintre cele mai cunoscute afirmații din toată filozofia, bine cunoscută chiar și de cei care nu au pus niciodată mâna pe un exemplar din Știința homosexuală, cartea din care provine. Dar știm exact ceea ce a vrut să spună, sau, poate mai important, ce înseamnă pentru noi. Hai să aflăm mai mult despre acest citat al lui Friedrich Nietzsche, omul despre care se spune că l-a omorât pe Dumnezeu. Filozofia lui Nietzsche. Nietzsche a fost ateu în timpul vieții sale de adult și, prin urmare, nu a vrut să spună că a existat un Dumnezeu care a murit de fapt, ci mai degrabă că ideea noastră despre unul a murit. După iluminism, ideea unui univers guvernat de legi fizice și nu de providența divină devenise mainstream. Filozofia demonstrase că guvernele nu mai aveau nevoie să fie organizate în jurul ideii de drept divin pentru a fi legitime, ci mai degrabă prin consimțământul sau raționalitatea celor guvernați că teorii morale mari și coerente puteau exista fără a face referire la Dumnezeu. Acesta a fost un eveniment extraordinar. Europa nu mai avea nevoie de Dumnezeu ca sursă pentru toată moralitatea, valoarea sau ordinea din univers. Filozofia și știința erau capabile să facă acest lucru pentru noi. Această secularizare crescândă a gândirii în Occident l-a determinat pe filozof să realizeze că nu numai Dumnezeu morise, ci și că oamenii îl uciseseră cu revoluția lor științifică, cu dorința lor de a înțelege mai bine lumea. Moartea lui Dumnezeu nu i s-a părut lui Nietzsche ca fiind un lucru cu totul bun. Fără un Dumnezeu, sistemul de credință de bază al Europei Occidentale era în pericol, așa cum a spus el în Amurgul idolilor. Când cineva renunță la credința creștină, își smulge de sub picioare dreptul la moralitate creștină. Această moralitate nu este în niciun caz evidentă. Creștinismul este un sistem, o întreagă viziune a lucrurilor gândită împreună. Prin ruperea unui concept principal din el, credința în Dumnezeu se rupe întregul. Nietzsche a considerat că acest lucru ar putea fi un lucru bun pentru unii oameni, spunând: la auzul veștii că vechiul zeu a murit, noi, filozofii și spiritele libere, ne simțim luminați de o nouă zare. Sosise o dimineață luminoasă. Odată cu dispariția vechiului sistem de semnificații, putea fi creat unul nou. Dar acesta venea cu riscuri. Unele care puteau scoate la iveală cei mai rău în natura umană. Nietzsche credea că înlăturarea acestui sistem îi punea pe cei mai mulți oameni în fața riscului, disperării sau lipsei de sens. Care ar putea fi rostul vieții fără un Dumnezeu? Chiar dacă ar fi existat unul, lumea occidentală știa acum că acesta nu ne plasase în centrul universului și învăța despre originea umilă din care evoluase omul. În sfârșit, vedeam lumea adevărată. Universul nu mai era făcut doar pentru existența umană. Nietzsche se temea că această înțelegere a lumii va duce la pesimism, o voință spre neant, care era antitetică față de filozofia de afirmare a vieții pe care o promova Nietzsche. Teama sa de nihilism și de reacția noastră la aceasta a fost arătată în Voința de putere, în care a scris: ceea ce relatez este istoria următoarelor două secole. Descriu ceea ce se apropie, ceea ce nu mai poate veni altfel. Apariția nihilismului. De ceva vreme, întreaga noastră cultură europeană se îndreaptă ca spre o catastrofă. Nietzsche nu ar fi fost surprins de evenimentele care au afectat Europa în secolul 20. Comunismul, nazismul, naționalismul și celelalte ideologii care s-au răspândit pe continent în urma primului război mondial au căutat să ofere omului un sens și o valoare ca muncitor, ca arian sau ca o altă faptă măreață. Într-un mod asemănător cu modul în care creștinismul putea oferi un sens ca și copil al lui Dumnezeu și putea da valoare vieții pe pământ prin relația sa cu cerul. Deși poate că ar fi respins aceste ideologii, fără îndoială că ar fi recunoscut necesitatea sensului pe care acestea îl ofereau. Astfel, înainte de a merge mai departe cu acest video, este important să înțelegem afirmația lui Nietzsche nu ca pe o simplă declarație despre existența sau inexistența unei ființe divine, ci ca pe o observație profundă asupra peisajului cultural în schimbare și a implicațiilor sale potențiale pentru valorile și semnificația umană. Übermensch. Desigur, întrucât Nietzsche a prevăzut acest lucru, ne-a oferit o cale de ieșire. Crearea propriilor noastre valori ca indivizi, crearea unui sens al vieții de către cei care o trăiesc. Arhetipul individului care poate face acest lucru are un nume care a ajuns și în conștiința noastră populară, Übermensch. Cu toate acestea, Nietzsche a văzut în acest lucru un obiectiv îndepărtat pentru om și unul
pe care cei mai mulți nu ar putea să-l atingă. Ubermenschul, care, în opinia sa, nu a existat încă pe pământ, ar crea un sens în viață doar prin propria voință, înțelegând în același timp că este, în cele din urmă, responsabil pentru selecția sa. După cum a spus în așa grăita Zarathustra, pentru jocul creației, frații mei, este nevoie de un da sacru. Spiritul își dorește acum propria voință. Un astfel de individ îndrăzneț nu va putea indica dogma sau opinia populară pentru a explica de ce apreciază ceea ce face. După ce a sugerat realitatea și dificultatea creierii Ubermenschului, Nietzsche a sugerat un răspuns alternativ în nihilism și pe care îl considera cel mai probabil să fie selectat. Ultimul, acest tip de persoană este locul cel mai disprețuitor care duce o viață liniștită de confort fără să se gândească la individualitate sau la creșterea personală, deoarece am descoperit fericirea, spun ultimii oameni și clipesc. Spre dezamăgirea lui Zarathustra, purtătorul de cuvânt al lui Nietzsche, oamenii cărora le predică îl imploră să adopte stilul de viață al ultimului om, sugerând pesimismul său cu privire la capacitatea noastră de a face față morții lui Dumnezeu. L-a omorât Nietzsche pe Dumnezeu? Ei bine, nu, și pentru asta trebuie să facem inclusiv o recapitulare a celor spuse deja. Afirmația că Dumnezeu a murit nu trebuie interpretată literal ca fiind moarte fizică a unei ființe divine. În schimb, ea simbolizează o schimbare semnificativă în cultura și societatea occidentală, în special în domeniul credințelor religioase și morale. Nietzsche observa declinul treptat al valorilor religioase tradiționale și pe cât de critic le critica, pe atât de șocat era de modul în care erau înlocuite. În special, viziunea creștină asupra lumii, a moralității și a societății dispărea rapid, fără ca un echivalent să ia locul. Pe de altă parte, Nietzsche a recunoscut că știința, rațiunea și secularismul câștigau tot mai mult în importanță. Prin urmare, credințele religioase tradiționale își pierdeau monopolul asupra minții oamenilor și asupra capacităților de a modela modul în care oamenii se comportau. În trecut, religia a jucat un rol central în furnizarea de sens, scop și orientări morale pentru indivizi și societate. Era un depozit de semnificații și atingea în mod profund aproape fiecare parte a vieții oamenilor. Ea a servit drept temelie pentru o înțelegere comună a lumii și a locului oamenilor în cadrul acesteia. Cu toate acestea, Nietzsche credea că, odată cu declinul credinței religioase, exista pericolul unui vid moral și existențial. Fără îndrumarea unei divinități transcendente sau a unei ordini divine, oamenii s-ar putea confrunta cu o criză a valorilor și a sensului. În acest context, Dumnezeu a murit devine o metaforă pentru pierderea adevărurilor morale absolute, universale și pentru prăbușirea autorității religioase tradiționale. Nietzsche nu sărbătorea moartea lui Dumnezeu, ci mai degrabă avertiza asupra consecințelor potențiale ale unei societăți fără o bază morală solidă. Așa cum tocmai a spus, el se temea că pierderea valorilor religioase tradiționale ar putea duce la nihilism, o stare în care viața este percepută ca fiind lipsită de sens sau de valoare intrinsecă. Poziția lui Nietzsche cu privire la această schimbare în care cultura occidentală este ambiguă, nici măcar el nu pare a fi complet sigur de toate implicațiile acestei schimbări dramatice. Pe de-o parte, provocarea reprezentată de scăderea valorii religiei este de asemenea o oportunitate. Este o oportunitate pentru indivizi de a-și crea propriile valori, de a îmbrățișa voința de putere, impulsul lor fundamental de a fi autonom și de a afirma viața în termenii lor. Nietzsche a încurajat întotdeauna ființele umane să acționeze ca indivizi independenți și ca acești indivizi independenți să-și asume responsabilitatea pentru propria existență, să-și găsească propriile valori și să se străduiască, să se dezvolte personal și să se autodepășească un fel de rezistență la forțele externe de control. Concluzie. Astfel, ca o concluzie, stilul de scriere al lui Nietzsche este unul dintre cele mai faimoase și mai importante din literatura occidentală. Acesta era adesea exagerat și incisiv, deoarece Nietzsche a scris într-un mod conflictual, este important să nu lăsăm acest lucru să ne încurce înțelegerea a ceea ce a vrut să spună de fapt. Nietzsche se vedea pe sine însuși ca pe un profesor, iar uneori lecția pe care încearcă să le predea este mai bine învățată nu prin intermediul unei discuții calme și raționale, ci prin aruncarea de obiecte și strigăte.
Într-adevăr, stilul polemic al lui Nietzsche poate fi înțeles ca o reflectare a urgenței pe care o simțea față de problemele despre care scria. Într-adevăr, el simțea că, de fapt, cultura occidentală se afla la o răscruce de drumuri și era disperat ca noi să nu o luăm pe o cale greșită. Prin urmare, Nietzsche a proclamat, Dumnezeu a murit, deoarece dorea să ne trezim și să realizăm cât de repede se schimba cultura occidentală și nu neapărat în bine. Acesta a fost episodul nostru. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să te abonezi la Doza de Istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Vă doresc o zi extraordinară!